Salutare, dragi prieteni! Deja astăzi o să fac un video șmecher pe canalul acesta. O să fac un video cu porumbeii. Am gândit cu fratele meu Pigeon Lux. A zis să le dau drumul la porumbei afară. Și am zis astăzi să fac un video cum le dau drumul la porumbei afară. Le-am deschis amul și ușa și sputnicul l-am deschis. Amu, deja așteptăm ca să iasă porumbeii. Așteptăm să iasă. Ca să-și cate vitamine afară. Să poată scoate și ouă. Și una și alta. Așteptăm amu să iasă. Deja vedeți, ieri n-aveam tare de lucru și am făcut un pic curățenie în mașină. Am șters așa un pic de col. Am curățit un pic așa. Tare de un pic mai curat. Este cam destul de ok. Nu mai așteptăm porumbei să iasă. Deja astăzi se încălzește la soare. Îndată s-o scot și pe ea la plimbare un pic. Vedeți ce? Asta stă tot la soare, se încălzește, s-a pus el în negru. După când este mai cald, se pune la umbră. Uitați-l ce frumos e și aia este. Arată mișto. Seamănă ca un câine de vânătoare. Așa. Un câine ceva de vârtos. Primul porumbel. Îmi pare că am o să iasă. Uitați că vine a doilea porumbel. Tot se tine să iasă, dar asta e, mai așteptăm. Îmi părea gata că am început video, zic, are cam vreo 10, 15, 20 de minute de când stă totul deschis. Prima oară a venit încoace, așa să se uite. Aia sau să iasă, așa îmi pare mie, e de voinic, e de ceva de treabă. Ai, ieși afară. Totul se teme, umblă așa, nu știu dacă se vede vouă, dacă nu o să iasă, o să mă stărui, deja doar se vede. Îți doi am, doi încă. Așa niște porumbii ar trebui chiar lotăți. Te înuntru, poți să ții toată ziua aia deschisă, nu vrea să iasă și gata, se ție. Deja băieți a aterizat unul acolo jos.
Una este afară. Nu știu dacă se vede. Opa, a doilea s-a sosit acolo, la Sputnik. Uitați-l acolo. Unul e jos acolo, nu știu dacă se vede. Deja este jos, așteptăm mama ea să ia, să zboare. Opa, primul. S-a sosit. Oh, a doilea, băieți. Asta îmi place. Uitați-l și a treilea. Uitați-i cum zboară. S-a pus acolo pe casa vecinilor. Nu știu dacă o să se vadă. O să se vadă, băieți. Da, vedeți? S-a pus pe casa vecinilor. Și unul mai zboară. Unde e el? S-a pus pe casa noastră. Când o să iei în zbor, mai o să filmez. Ia, uite, vreau să stau acolo, pe acoperiș. Când o să zboare, o să filmez noi. Cam atât a fost, băieți, cu video de astăzi. Dacă v-a plăcut, dați cât mai multe vizualizări și o să continuăm video de astea cu porumbii pe afară, una alta. Următorul video o să fac dacă o să vie porumbii acasă. Haideți, cât mai multe vizualizări.